ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Accente Sociale. În ultima vreme am auzit în media foarte multe aspecte legate de copii abuzați sau neglijați. Pentru a discuta acest subiect am invitat-o astăzi alături de noi pe doamna director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna Violeta Milaș. Bine ați revenit la noi în studio. Bine v-am regăsit. Ne bucurăm să fiți din nou alături de noi și să putem discuta aspecte legate despre situația copiilor abuzați în familii. În propriile familii, pentru că în centrele de plasament înțeleg că nu se mai prea întâmplă ca și pe vremuri astfel de incidente, sau și dacă se întâmplă le aflați mult mai ușor decât pe cele din familie. Mai ales că suntem un pas înainte și avem camere de supraveghere deja în centru. Care a fost situația în cursul anului trecut legat de raportările situațiilor de acest gen a copiilor abuzați? Deci în 2013, anul trecut, situația a fost puțin mai roz, dacă vreau să putem defini așa, fiindcă au scăzut numărul de cazuri față de 2012. În 2012 am avut raportat un număr de 100 de cazuri. În 2013 am avut doar 42, dar... Deci a scăzut destul de mult. A scăzut, dar gravitatea abuzurilor, raportând așa ca și ce s-a întâmplat, a fost mai mare. Abuzuri sexuale ale taților asupra propriilor fiice, care ne-au îngrozit chiar și pe noi. Cât care au lucrăm, fost abuzuri de acest gen? Anul trecut au fost 5 cazuri. Care ne-au îngrozit chiar și pe noi, care, și pe colegii mei pe asistență social și pe psihologi, care lucrează de mulți ani în domeniu, și aceste forme de abuz nu s-au prea întâlnit în așa mare măsură față de anul 2013, când am avut aceste cazuri care, din păcate, au ajuns în atenția noastră destul de târziu. Este mai puțin probabil să recuperezi o tânără sau o fetiță care a suferit o singură dată un abuz sexual dintr-o întâmplare, din beția tatălui sau așa, sau când această formă de abuz a avut loc timp de 2-3 ani. Este foarte mult. Deja copilul nu mai știe dacă a fost bine, dacă a fost rău, pentru el era deja... Impactul psihologic este major. Impactul psihologic este major și trebuie foarte, foarte mult să lucrezi cu acest tip de abuz. Este cel mai grav pe care ne-a fost aduse în atenție. Bine, acei tați, nici nu pot fi numiți tați, au și ajuns după gratii. Unul era concubinul mamei. Aceste cazuri sunt cele mai grave care l-au ajuns în situație. Care ar fi alte tipuri de abuzuri care se întâlnesc la nivelul județului? Cele mai multe tipuri de abuzuri sunt neglijarea din partea părinților. Și neglijarea înseamnă nu neapărat că nu îi asigură chiar tot ce trebuie, dar este neglijare medicală, nu îi asigură un tratament medicamentos corespunzător. E chiar neglijarea educațională, nu îl trimis pe copil la școală. Până la urmă, chiar neglijarea igienică. Este tot o formă de neglijare. Aceasta este cea mai întâlnită formă de abuz, dar și aceasta duce la simptome care nu va fi greu să le recuperezi pentru un copil. Copilul n-a fost învățat să meargă la școală, știe că așa este bine, a învățat și el lucrul ăsta, și dacă el ajunge la o vârstă mai mărișoară, când deja înțelege, e foarte greu să-l lămurești că altfel este cursul vieții unui copil și să-l faci să respecte reguli. Și neglijarea alimentară unde duce? La boală în timp? Chiar la deces. Neglijarea medicală și cea a igienei personale la fel. Toate acestea duc în timp la dezvoltarea unor adulți care nu vor putea fi sănătoși din și care vor face la fel cu copiilor. Care vor face la fel cu propriilor copii. Există și sesizări de cazuri de violență fizică, adică bătăi, nu neapărat abuz sexual. Deși bătăi, deci anul trecut am avut 15 cazuri, dar nu atât de grave ca în anii precedenți, când am avut și chiar bătăi de genul rupt mâna, picioarele. Acele bătăi care românul le spune, știți că sunt rupte din soare. Da, cu care părinții consideră că pot să-și educe copiii. Consideră că este o metodă de a-i stăpâni și de a-i educa. Ceea ce este mai critic sau mai așa
pentru noi, cum a fost și anul trecut, să ai doi copii care să ți se prezinte la ora 7 dimineața în poarta instituției, fiindcă au plecat de acasă din cauza că cei doi părinți, adică mama, că locuia în acel moment cu mama, tatăl plecase de acasă. Au venit copiii la dumneavoastră copii. Să reclame? Iarnă dimineața la ora 7. Ce vârste aveau acești copii? Fetița are 13 și băiatul clasa pregătitoare 7. Deci mai micuți. Mai micuți. Deci a fost deci, așa... Ce nivel de... abuz, au putut să ajungă și de neglijare a fost. Părinții de erau în divorț, tatăl a plecat în străinătate și a refăcut viața, mama ne acuză că nu la ea sunt condiții bune și copiii au plecat de acasă, că i-a învățat cineva. Niciodată aici este problema. În toate cazurile de abuz, părinții în prea puține situații recunosc. Doar așa în situații extreme sau în cazurile de violență sexuală, când sunt anchetați și de către reprezentanții poliției, atunci sunt puși în fața unor probe certe. Probabil și ei au devenit adulți din niște copii abuzați și atunci li se pare normal. Da, li se pare normal și în foarte, foarte puține situații recunosc. Aici este foarte grav și învață și pe copii să nu spună. Copiii nu spun de frica părinților, comunitatea nu spune că nu se bagă în relațiile cu vecinii, școala le află foarte târziu sau nu le află, medicul de familie, probabil dacă un copil este bătut, nu este dus la medicul de familie și nu observă aceste lucruri și atunci toate aceste cazuri de abuz ajung în atenția noastră foarte, foarte târziu. Exact aici vreau să ajung, spuneați și legat de cazurile acelea de abuz sexual, că au ajuns foarte târziu în atenția Direcției de Protecție a Copilului. De ce ajung așa târziu? Care sunt colaborările cu autoritățile locale care ar trebui să se îngrijească de viața acestor copii? Responsabilitatea prevenției și a lua primele măsuri revine comunității locale. Într-adevăr, comunitățile locale sunt lipsite de personal de specialitate. Psihologi la serviciile din primării nu există. Asistenți sociali sunt, dar nu cu studii superioare care să aibă o pregătire de specialitate. Sunt foarte puțini, sunt cam vreo 30% în tot județul. Și cum sunt ei asistenți sociali fără studii superioare? Sunt lucrători sociali sau au atribuții și de aici intervine gravitatea lucrurilor, fiindcă un asistent social trebuie să facă prevenție, să cunoască riscurile dintr-o familie, aia trebuie să facă asistentul social din comunitate. Să cunoască din timp nevoile unei familii. Nevoile și totuși, când un asistent social merge măcar o dată pe lună la o familie aflată într-o situație de risc, poate și familia își schimbă comportamentul dacă cineva știe că este verificat. Îi vine în casă în fiecare lună. Dacă nu, sigur, ei se mulțumesc cu acele prestații sociale care, vedeți, nu sunt urmate și de un set de măsuri. Primești așa cum noi primim un salariu dacă mergi la muncă și îți faci treaba, așa trebuie și chiar pentru alocația complementară, chiar pentru alocația de stat a copilului. Sigur. Păi nu merge copilul la școală, de ce să primești alocația? De ce să primești alocație complementară dacă tu nu ai grijă de copil? Sigur, se spune și tot timpul se repetă, copilul trebuie să crească în familie. Noi suntem de acord să crească în familie, dar în acea familie în care îi asigură minimul de trai decent, care să nu-l abuzeze, care să-l trimită la școală, care să-i asigure ceea ce are nevoie pentru dezvoltare normală. Sunt curioasă, din ce comunități proveneau cele 5 cazuri de abuz sexual? Din mediul urban sau din mediul rural? Din mediul rural, din păcate. Pentru că, având în vedere că sunt din mediul rural, acolo comunitățile fiind mai restrânse, ar trebui să se afle mai repede aceste probleme. Tocmai acolo am sesizat că nu se spun. Deci nu au curajul și dacă vecinii sau știe cineva din comunitate, nu spun. Pentru că nu-i obișnuiesc autoritățile să li se adreseze? Nu, cred că vine din cultura fiecăruia să nu ne băgăm în casa până la urmă să știi vecinului. Că un copil este abuzat sexual și să nu spui, mi se pare destul de grav. Deși discutam anul trecut cu doctorul Cristian Andrei, care mi-a fost invitat, și chiar l-am întrebat ce faci atunci când știi că un copil este abuzat. Da. Și mi-a spus că da, te adresezi autorităților. Dar dacă se supără familia că este copilul prietenilor pe care l-ai reclamat că este abuzat, și atunci probabil că de aici ar veni reticența. Este reticență, deși nu cred că... dar am spus și voi repeta, deci orice sesizare care ajunge la noi, acum procedura noastră a direcției, a primărilor, poate este alta,
orice sesizare ne vine, cel care a sesizat niciodată nu îi se va cunoaște identitatea de către cel pe care l-a acuzat. Deci nu... Asta ar trebui să știe cetățenii, deci, și da. Deci întotdeauna și dacă se face o scrisoare scris sau dacă telefonic, noi știm identitatea fiindcă trebuie să luăm niște date sau sunt anumite telefoane anonime doar care ne dau indicii despre loc și noi ne autosesizăm. Deși... Așa ați fost informați despre aceste cazuri sau până la urmă au venit din partea primăriilor? Deci cazurile au fost, fiindcă au fost descoperite de către reprezentanții poliției, din păcate. Deci s-a ajuns până la poliție. Ultimul caz a fost, fiindcă a ajuns copilul în spital prin apelul de urgență 112 de către o vecină care a găsit fetița într-un șanț căzută și nu știa ce se întâmplă cu ea. Deci majoritatea au ajuns, fiindcă au ajuns în acest... Totuși, anul trecut primăriile v-au sesizat vreun caz de abuz? Sau sexual toate nu. Nu, sexual, din de celălalt. Da. Abuzurile, neglijarea și abuzurile fizice, de obicei ne-au venit de la primării, de la școală și de la medicii de familie. Deci în ultima perioadă și medicii de familie au conștientizat că dacă observă un părinte care își neglijează, fiindcă observ ca și medic de familie, mai ales la copilul mai mic care trebuie să meargă mai des la medicul de familie, am avut și sunt medici de familie care ne sesizează. Și numai cazurile de neglijare cred că ar putea sesiza și de abuz fizic pentru că echimozele rămân și rămân anumite urme și ei își dau seama urmărind copilul și mai ales medicii de familie care sunt în comunitate. Și școala ne sesizează, dar la școală știți cum copiii nu prea spun și atunci este mai greu de la școală să afli anumite informații. Bine, aici ar trebui dascării să fie foarte atenți la foarte comportamentul atenți, lor. La comportamentul copiilor. Din păcate au fost, dumneavoastră m-ați întrebat de abuzul familiei asupra copiilor. Au fost și abuzuri între copii. Da, astea sunt frecvente, da, dar nu știu cât și din astea câte ajung. Ajung și acestea doar în situația în care s-a ajuns cu o sesizare la poliție sau la noi sau pentru consiliere psihologică. Și acestea sunt destul de grave, fiindcă familia nu le află. Sau copilul spune, este amenințat, nu spune. Și așa, acest abuz din partea celorlalți copii lasă urme foarte, poate chiar mai grave decât urmele lăsate de proprii părinți. Fiindcă e de la prietenul, de la copilul cu care te-ai jucat, de la care e... Și sunt atât de grave și aceste abuzuri? Ați avut sesizări? Da, din păcate, da. Am avut și asemenea sesizări. S-au întâmplat între copii cu vârste sub 14 ani, care nu răspund penal, care este o... Nici nu știu dacă este o neglijare a legislației, o lipsă de corectitudine acestei legi. Bine, ar trebui și ei sancționați cumva, aveți doar există vreo metodă? O supraveghere specializată în sarcina familiei și consiliere psihologică. Dar de obicei agresorul nu prea vine la consiliere psihologică, doar victima. Și atunci ai consiliat victima, dar agresorul rămâne tot în comunitate și rămâne în comunitate. Vedeți, noi întotdeauna ne concentrăm pe ideea ca și la copii. Îi luăm pe copii din familie și nu îndepărtăm agresorul sau cel care l-a neglijat. Nu avem metode de a-l sancționa pe un părinte care și-a neglijat. Abuzul sexual fiind în codul penal este cel care... Este singurul. E singurul pe care... Deci e sancționat mult mai grav, dar neglijarea, abuzul emoțional, abuzul fizic, doar că dacă lasă urmări grave, poți să sancționezi adultul. Da, dacă l-aduci la faza de infracțiune. Dacă, înjuri copilul, n-ai sancțiune. Da, n-ai sancțiune și atunci sigur că este mai permisiv și atunci se proliferează această metodă de abuz. Bine, acum abuz, dacă... Încă nu am avut asemenea sesizări, în modificarea legii 272 apare ca și abuz și internetul, prin toate mijloacele sale și pornografia infantilă, și care asta, este un pericol care ne paște așa din umbră. Este tot în sarcina părintelui să urmărească tot în sarcina părintelui ce face copilul. Și acest tip de abuz, după părerea colegilor mei, asistenți sociali și psihologi, cam vine din urmă. Și probabil când vom avea asemenea cazuri, ne vom confrunta cu cazuri grave care vor fi greu de soluționat. Sunteți destul de pesimiști, așteptați cazuri mai multe. Deci să știți că dintr-o analiză a noastră, deși a scăzut numărul de cazuri,
gravitatea acestor abuzuri este pe zi ce trece mai mare, deci și impactul asupra dezvoltării psihologice și emoționale și fizice a unui copil este mai grav. Ca și pondere, deci care au ajuns la noi, chiar am făcut o statistică, din cei 100 au ajuns 16% la noi în sistem și din cei 42 tot 16,66. Deci, dar și v-am zis, ajungând la vârsta mai mare, foarte, foarte greu este de recuperat. Deci au fost 42. Cele 5 cazuri de abuz sexual au rămas în grija dumneavoastră. În grija noastră și tocmai aici este problema. Deci, fiind și la o vârstă mai mare, 3 dintre aceste cazuri, erau deja obișnuite cu acel stil de viață, cu independență, că le ofereau și o independență. Da, și ajung la un moment dat să le lipsească stilul acela. Da, și am avut chiar probleme foarte mari cu 3 dintre aceste tinere, au început să ne fugă din centru, a fost o perioadă foarte grea de acomodare pentru ele. Era alt stil de viață, alte reguli. Reguli, sigur. Reguli. Oricât am încercat să le explicăm, nu aveți altă șansă, nu vă puteți întoarce. Unde? Tatăl închis la un caz, mama nu știa de copii de zeci de ani. Asta vreau să vă întreb totuși, unde sunt mamele în aceste cazuri? Sunt alții principali vinovați pentru abuzul sexual, nu, dar în toate cazurile și aceste 5 cazuri pe care... Deci au și mamele o vină mare. Da, deci au cea mai mare vină, cum consider. Unul din cazuri care ne-a fost era concubin, deci respectivul era concubinul mamei. Deci... Și până la urmă, mama trebuie să observe ce se întâmplă copilul. Și să anunțe chiar ea, deși sunt foarte multe situații, cu siguranță ați văzut și dumneavoastră în media, că sunt mame care își ascund soții, că fac astfel de copilul fapte. Este pus pe locul 2-3, nu este crezut întotdeauna, mai ales fetele. Au fost și situații când au zis, păi tu l-ai provocat, și atunci sigur că acel copil nu are încredere. Dacă în mama ta nu ai încredere, atunci în cine să ai încredere? Deci cele 5 fete sunt în centrele de plasament în centrele noastre și urmează un program de recuperare psihologică. Merg la școală, dar vă spun, este foarte, acolo foarte este greu. O muncă intensă a psihologilor, probabil. Și nu avem certitudinea că va fi o finalitate foarte clară. Fiindcă după atâția ani de abuz, după 2-3 ani de abuz sexual din partea propriului părinte, este foarte greu să... poți să treci peste, să obții rezultate. La neglijare, că n-au avut de mâncare sau trec mai ușor, că sau atât au putut părinți. Cu haine curate, da, mai obișnuie să se obișnuiesc și nu este atât de grav, dar la acest tip de abuz sexual este cel mai grav. Ați pomenit de cei 2 frați care au venit dimineața la 7 la ușa Direcției de Protecție a Copilului. Ce s-a întâmplat cu cei în acest frați? Moment sunt tot la noi în regim de urgență, deoarece, cum v-am spus, tatăl a plecat în străinătate, a venit și m-a informat unde să-l citez în străinătate, că el nu poate să... Se luptă cu mama să ia pe copii, dar nu știu cum, atâta vreme cât el a plecat în străinătate și nu este alături, va fi foarte greu și în instanță să demonstrăm noi să poată să meargă acești 2 copii la el, fiindcă nu avem o certitudine că el este mai responsabil decât mama. Copiii ce ar vrea? Azi cu siguranță se discută cu ei. Păi și... copiii, întotdeauna, să știți, copiii doresc înapoi în familia lor proprie. Acest lucru și-l doresc. Fiindcă e mama și tata, toți copiii doresc o familie. Este cert. Sigur, dar cei 2 frați până la urmă au plecat de acasă din cauza abuzurilor. Ei își doresc să fie cu tatăl în acest caz, dar tatăl este, v-am spus, plecat. Nu știu dacă se va întoarce, nu știu dacă va dori. La un moment dat se punea problema să-l ia doar pe băiat și pe fată, nu. Deci, nici nu poți să-i desparți, este destul de dureros să desparți. Este cel mai groaznic lucru să desparți frați. Deci, mai ales frați care au crescut împreună, sigur, frați care n-au crescut împreună, unii la mamă, unii la tată, nu știu ce înseamnă a fi frate. Dar tot ce înseamnă, sau cazuri de abuz asupra copilor, cel psihologic, avem tot așa un caz cu 2 copii, atât din partea mamei cât și a tatălui, ei fiind și în divorț, tot așa unul plecat, și atunci a intervenit acel abuz psihologic. Mama ta a plecat de la mine pentru ceva. Frustrările părinților se revarsă asupra copiilor. S-au revărsat asupra copiilor și copiii sunt prinși undeva la mijloc. Ei nu înțeleg de ce mama zice așa, de ce tatăl zice așa. Ei iubindu-și amândoi părinți. Copiii și iubesc necondiționat ambii părinți.
indiferent ce am spune. Copilul își iubește mama, tata și dacă îl mai bate și dacă îl mai ceartă, este ceva firesc. Și sigur, normal ar fi ca să putem interveni în acele familii din timp și să nu se ajungă aici la aceste forme de abuz. Dar, cum am spus, primăriile nu au mijloace, nu au specialiști și mijloace de intervenție foarte aproape de familie. Dacă ar exista aceste și de prevenție. Dar în ce ar consta aceste mijloace de prevenție? Păi multe ar consta chiar și în educarea părinților. În a-i sprijini în a înțelege ce înseamnă a fi părinte responsabil. Atâta vreme cât ei probabil au crescut tot într-un asemenea mediu, ei știu că tot așa vor putea crește și pe proprii lor copii. Lumea s-a schimbat, a evoluat, copiii au evoluat, înțeleg altfel. Dacă cu 20-30 de ani probabil se înțelegeau într-un fel lucrurile, acum se înțeleg de către copii altfel lucrurile. Sunt curioasă dacă nu s-ar putea accesa niște fonduri europene de către primării. Accesează atâtea fonduri pentru drumuri, pentru canalizare, pentru au accesat de infrastructură. O parte din primările din județul Sălaj au accesat și probabil și dumneavoastră știți și au făcut centre de zi, care își dovedesc utilitatea pe zi ce trece, având mai multe în județ. Dar legislația noastră europeană, că nu pot să o definesc altfel, sau acordurile noastre, ne-au blocat posturile, atât nouă cât și celor de la primăriilor care vreau să facă servicii sociale. Deci nu este corect ca tu, ca și primăria, ai accesat fonduri, ai făcut un spațiu adecvat pentru a avea un centru de zi în comunitate, pentru că copiii aflați în situații de risc și să nu poți să faci angajări ca să poți să duci serviciul social respectiv mai departe. Și atunci ce se face în aceste centre de zile? Dai o masă caldă în și... Unele au făcut chiar și voluntariat angajații din primărie, unele stau închise. Deci am făcut niște clădiri pe fonduri ca să stea închise. Deci nu este corect. Și Consiliul Județean chiar a sprijinit primăriile care au făcut centre de zi în anii trecuți cu 50% suportarea din costuri. Deci, tocmai pentru a veni în sprijinul comunităților care se confruntă cu probleme grave și pentru a menține copilul în familie. Copilul mergând la centru de zi, în primul rând, învață, mănâncă, învață lucruri bune de la se spăla, de a fi curat. Câte forme de neglijare le eviți? Foarte multe. O mulțime. Copilul învățând anumite lucruri merge acasă și poate și învață chiar el propria familie, că trebuie să-și facă, își educă ei părinții. Având un specialist, având un, chiar poate nu chiar un psiholog, dar având un educator cu studii superioare, un psiholog, un asistent social, îi mai chem pe părinți, mai discuți, se mai deschid și ei. Continuăm discuția despre ce pot face primăriile după o scurtă pauză. Publicitate și revenim.